Din primăvară, alte 14 străzi din municipiu vor fi reabilitate și modernizate. Printre ele se numără Șoseaua București, Strada Drăgăicii, Bulevardul Averescu, Bulevardul Stadionului, dar și străzile din cartierul Titulescu, perpendiculare pe Strada Transilvaniei. Va fi reabilitat și segmentul din Bulevardul Nicolae Bălcescu, între intersecțiile cu Bulevardele Titulescu și Unirii. Este un proiect mult așteptat de municipalitate. Mă refer la reabilitarea 14 străzi prin programul guvernamental Angel Salini. E vorba de fonduri guvernamentale, fără contribuție de la bugetul local. În ședința de Consiliu Local au fost aprobate ultimile detalii privind indicatorii tehnico-economici pentru semnarea contractului, astfel încât probabil din primăvară vor începe și lucrările la aceste străzi. Proiectul tehnic a fost întocmit deja și după organizarea licitațiilor, lucrările vor putea începe. Cele 14 străzi vor fi împărțite în loturi care vor fi încredințate câștigătorilor licitațiilor. Sunt artere importante ale municipiului Buzău ce necesită reabilitare. Vă dau câteva exemple. În primul rând, definitivarea acestui coridor, aș putea să-i spun eu, Șoseaua Drăgăicii, Bulevardul Mareșal Averescu și Bulevardul Stadionului, astfel încât să asigurăm legătura între zona industrială și Șoseaua Nordului. De asemenea, tot în program este inclus Bulevardul Bălcescu, segmentul cuprins între Unirii și Prefectură, segment ce nu a fost reabilitat din fonduri locale. Și totodată în acest proiect mai sunt incluse mai multe străzi din cartierul Titulescu. În cartierul Titulescu vor intra în lucru străzile care se intersectează cu Transilvaniei, precum Clujului, Răscoalei, Heliade Rădulescu, Turdei și altele care nu au mai fost reparate de mulți ani. Bineînțeles, o să păstrăm și o componentă, aș putea spune, pentru societatea Urbiserv, pentru că unele dintre acestea vor fi realizate de către societatea noastră. Cele 14 străzi vor fi împărțite în 2-3 loturi, pentru care vor fi organizate licitații separate.